Noul echipament include tehnologie avansată și echipamente de scufundare, oferind salvatorilor ajutorul necesar de a identifica și accesa zone subacvatice dificile, dar și de a identifica rapid amprenta umană în ape, la diferite adâncimi. Esențial în intervențiile de salvare, în special cele sub apă, este echipamentul, după cum bine știm, și Salvamont Gorj dispune de unul dintre cele mai performante. Deci, domnule Cornoiu, ce ne puteți spune despre aceste echipamente? Da, avem două elemente de bază pe care le abordăm, pregătirea profesională a oamenilor. Și aici putem să spunem că încercăm să facem o pregătire cât mai diversificată și la un nivel cât mai bun a personalului pe care îl avem. Și pe lângă calificările de salvator montan, oamenii noștri sunt calificați pentru salvări în peșteri, salvări acvatice, salvări subacvatice, căutări cu câini de salvare, căutări cu drone și cu echipamente care apar nou în profilul activității noastre, care să ne permită să facem acțiuni de salvare cât mai reușite, cât mai rapide și cu șansă de supraviețuire cât mai mare pentru cei accidentați. Avem șansa să beneficiem de cele mai bune echipamente, atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere al al materialelor de intervenție. Toate acestea ne asigură timp reduși de răspuns la intervenții, ne oferă o siguranță mult mai mare atât pentru salvator cât și pentru cel salvat și noi sperăm că cu toată această tehnică de care dispunem și vreau să vă spun că serviciul Salvamont Gorj este unul dintre cele mai bine organizate servicii de salvare din România, cu un echipament corespunzător de ultimă generație, o parte dintre echipamente sunt novatoare pe piață, sunt echipamente unice în România, și pe care ne bucurăm că a reușit să le introducem în sistemul de salvare și de urgență din țara noastră. Aparatul a fost achiziționat în urmă cu un an, iar cu ajutorul acestui echipament specializat, echipele au reușit să efectueze cu succes 3 operațiuni de salvare subacvatică. Acum un an de zile a fost o tragedie în România, o persoană s-a înnecat, a fost popularizată foarte mult, familia a chemat specialiști din America și a suportat costul undeva la 100 de mii de euro pentru această deplasare și pentru noi a fost o ambiție să arătăm că și în România o echipă de salvare poate să se implice în acest domeniu, poate să facă rost de un echipament corespunzător și am reușit cu sprijinul Consiliului Județean să cumpărăm cel mai performant detector de persoane rămase sub apă din lume, un detector extraordinar de bun care era inventat în acel an și atunci era lansat pe piață. Am avut acces la această informație datorită faptului că suntem membri în cele 3 mari comitete de salvare organizate la nivel mondial. L-am adus în țară, după noi la câteva luni de zile județul Hărghita și-a cumpărat imediat unul pentru că a văzut cât e de util un astfel de echipament. Avem, folosim alături de el și o dronă subacvatică și în anumite momente, atunci când aparatul identifică ceva sub apă, trimitem drona să ne confirme că este ceea ce căutam acolo. Din păcate, specificul nostru este de salvare, dar iată că în anumite momente trebuie să venim și în sprijinul familiilor care trec prin momente dificile, știu că cineva li s-a înnecat și nu-și mai doresc absolut nimic decât să recupereze trupul persoanei dispărute sub apă. Nu o spunem cu mândrie, dar în primele 6 luni de când am cumpărat acest aparat, am avut 3 intervenții, am fost solicitați de 2 ori în țară și odată și la noi în județ, am avut 3 intervenții cu acest aparat și pot să spun că am reușit să găsim foarte repede victimele sub apă și să le redăm familiei. Acesta a fost esențial în intervențiile în care echipajele Salvamont Gorj a reușit să salveze persoane aflate în pericol.